Băi, băi, nu dați ăsta tot aici. Alo! Regia, mai tăiați din trânsul. Sunt cenzurat. Băi. Deci efectiv am fost tăiat, făcut ferfeliță. Da. E bine, mă, așa ceva, mă. E bine, mă. Bine, e bine că e de dimineață. E bifat la plus 18 ani. Cine nu vrea să nu se uite, să nu vă uitați. E serios. El este bifat la plus 18 ani, că mulți au zis: domne, ce faci? Doamne, plus 18, ai bine, nu? Treaba ta dacă vrei să-ți faci un cont fals, eu nu vă îndrum la asta. Dar cum să tai videoclipul? Bine, o voi vă înțeleg până la urmă. Bă, sunt de dimineață, nu se poate. De dimineață, corect. De la ce te-ai luat? Dreptate. De la piesă. Uite. Băi, scoate. Asta e at mai devreme, acum ați uitat să tăi. Am stat 2 ani cu fata pe aici și tot așa. Bă, avea niște haine mici. Că am, avut un alt scenariu pentru videoclip cu un alt regizor. Și și ăla era cu o fată complet dezbrăcată, trecea prin fața mea, era mai rău. Da. Era mai rău, eram asta eu e implicat. Asta e rău, gelnic. Eram eu implicat, dar nu a ținut vremea cu noi, s-au dus filmările mai departe și ăsta a fost făcut așa relativ repede, dar a ieșit bine. A ieșit bine. Da. Ăsta conector sărac cu el stă și cântă în vestiar, tu ai avut treaba. El e guest star. E guest star și l-ai pus să cânte în vestiar. El a venit un sfert de oră, a filmat 3-4 cadre și a fugit. Și a plecat, nici așa. El a venit, tu ai muncit, tu ai tras. Îi mulțumesc mult lui conector atunci când a fost sunat de mine și când mi-au spus băieții de la Cazibo că ar da bine să dea el câteva intervenții, a venit instant și a tras. Adică, da. Mulțumesc conector. Mulțumesc, dar nici așa, să stea la toate filmările. Dar cum să nu le mulțumești fetelor? Uite-te și tu ce trafic și ce plăcere. Adică Roxana a fost și rămâne. Nu te-ai scrântit? Nu m-am scrântit, mă. Nu m-am scrântit, mă. Dar uite-te și tu cum e contul meu. E blocat în momentul ăsta. Ți-a blocat contul? Nu, e blocat de accesări. Despre asta e vorba. Tortura, piesa nouă a lui Pepe cu un videoclip cel puțin controversat. V-a făcut formularea. E de la televiziune, de știți. Dar nu e vina nimănui că intră fără să aibă dreptul. Deci e bifat la plus 18 ani. Nu vreți, nu vă uitați. Despre asta e vorba. Pe Facebook îl găsiți pe Pepe. Dacă aveți și sub 18 ani, puteți acolo afla mai multe detalii despre ce face și în general despre noile lui apucături legate. Bă, stai de puțin. Voi ați observat în videoclipul meu că atunci când am văzut scena, eu m-am speriat? Ce? Eu m-am speriat. De ce? De ce am văzut? Păi voi n-ați fost atenți. Când faci tu așa? Păi m-am speriat, a fost un șoc. A fost reacție. Eu am crezut că ea e cu băieții, eu am crezut că mă iubește pe mine în clip, eu am crezut că e cu Aleriu, eu am crezut că e cu ceilalți băieți din sală. Da. N-am știut că se întâmplă chestia asta. O, când o pupa cu limba pe partea aia... Hai, lasă asta! Luăm o scurtă pauză, ne-ntoarcem.